Premiile BAFTA, AFI și Palm Springs sunt anulate în acest an, cu toate că evenimentele erau anunțate, creșterea numărului de cazuri COVID le-a stricat planurile organizatorilor, participanților și fanilor. Tom, when we were at school together in South East London, did you ever think we'd be here at the BAFTAs presenting an award? Yes, it was the main thing I thought about. Do it together? Let's do it together, shall we? Let's do it together. And the BAFTA is awarded you do it. To... And the BAFTA goes to... Amy Lou Wood! Thank you so much. We said on our panel thing that we would break it into pieces and share it with everyone, but it's solid, Daisy. It's solid. La fel ca celelalte, premiile Critics' Choice și-a anulat festivitatea de decernare a premiilor, iar premiile Grammy, programate inițial pe 31 ianuarie la Los Angeles, sunt amânate până când va scădea numărul de cazuri. Billie Eilish a fost una dintre câștigătoarele de anul trecut. Iată cum a fost ceremonia de premiere. I really do appreciate this. Thank you to the Academy, thank you to Ringo. I love you, I love my team. Thank you for seeing me, and thank you to my brother Phineas, and thanks for doing this. I love you, thank you. Iar câteva producții de teatru de la Hollywood programate în ianuarie au suferit modificări. Producțiile de pe Broadway din New York și din întregul Los Angeles și-au tras cortina. Programate să se desfășoare pe 18-20 februarie, au fost reprogramate pe data de 8-10 iulie 2022.